A fost o ferie să lucrez pe malul Senei, pentru că lumina se întorcea, nu trebuia să, decât să te pui jos și să urmărești să te întorci după lumina. Numai vedeai cum cade lumina pe o clădire. Numai un vas care acosta pe malul Senei, un pot care era luminat și numai trebuia să stai și să lucrezi. A fost o minunăție. Ai deschis cumva și vreo expoziție la Paris? Nu atunci. Asta s-a întâmplat după încă 2 ani. Lucrările care am făcut în Paris nu le-am adus acasă, pentru că deja intenționam să fac o expoziție și am lăsat la un prieten de-al nostru, cu care am rămas prieten și la ora actuală. Și în anul următor, în 98, din nou am făcut o escală de o lună cu soția, pregătit numai ca să pictez Parisul. Dar în această perioadă am vizitat și multe alte locuri de vizitat. Și am pictat iar vreo 30 de lucrări și care iar am lăsat la Paris. Și abia în 99, când am vizitat Paris, atunci m-am dus cu intenția de a face o expoziție. Am fost invitat la o expoziție în incinta Gării de Est, o galerie care a fost o galerie foarte mare. Și am expus Parisurile, dar nu numai Parisurile, că m-am dus și cu lucrări din țară, lucrări care reprezentau peisaje rurale, căpite de fân, margine de pădure, tot felul de locuri specifice României. Și interesant a fost că nu am vândut lucrările cu Paris, ci am vândut lucrările care le-am dus din țară. Căpițele au avut o trecere foarte mare, casele țărănești la fel, ulițele și specific ceea ce ei nu prea vedeau. Și atunci lucrările care erau cu Parisul au ajuns și le-am adus acasă la Arad. Și unde s-a născut expoziția Parisul Arad, care a fost în 99, care a avut un mare succes. A fost la Sala Clio, unde publicul arădian s-a lovit direct de imaginile pariziene, pentru că toată lumea știa de cât de puțin de Paris, și atunci a văzut cele celebrele catedrale din Paris, locurile auzite mai mult decât cunoscute. Mai zăbovind o clipă totuși la Paris, cum te-ai simțit în acea atmosferă impregnată totuși de impresionism, care nu leagănul impresionismului, Parisul a fost leagănul impresionismului. Da, într-adevăr, nu puteam să-mi imaginez Parisul din documentare, din filmulețele care le vedeam la televizor, nu puteam să-mi dau seama cât de frumos e orașul Parisul și cât de apropiat de sufletul meu. În Germania nu am găsit, am găsit o răceală specifică germanilor și aveam impresia că pe stradă parcă cineva te urmărește, parcă nu e bine îmbrăcat, parcă ceva nu e în regulă. Deci am ajuns în Gara de Est, unde a fost prima mea haltă, unde am coborât. Dintr-o dată mi-am dat seama că sunt undeva unde sunt toți ca mine, adică nu trebuia să fii foarte bine îmbrăcat. Am văzut foarte mulți oameni care umblau cu blugi chiar rupți, oameni care erau foarte lejeri și nu se închiseau ca să fie să arate foarte bine. Deci te-ai simțit mult mai acasă, și ca și artist, da, și ca și om. Da, și ca artist și ca om. Și a doua zi când am vizitat, prima vizită a fost la Turnul Eiffel și de acolo pe malul Senei, și când am văzut lejeritate cu care se plimbau oamenii fără să ține cont că sunt undeva într-un public, atunci m-am dat seama că aici într-adevăr este de mine. Și când am ieșit și la pictat, nu era nimeni foarte curios ca să vină să vadă ce pictez sau să-mi pună întrebări, cum se face la noi, ce faci, cum faci, că aici nu-i bine, că acolo nu-i bine. Nu mi-aș vedea de treabă și eu îmi vedeam de treabă și m-am simțit foarte liber, într-adevăr, și foarte bine în Paris. Consider că este cel mai frumos oraș vizitat de mine până acum. Și cred că au trecut câțiva ani de când n-am mai fost la Paris și cred că anul ăsta nu va scăpa ca să nu vizitez din nou Parisul. O întrebare mai indiscretă. E greu să răzbești în această breaslă? La întrebarea asta aș putea să spun, pentru că eu chiar am avut puțin de suferit. Dar se spune că nu este o suferință dacă faci cu plăcere, nu se mai poate vorbi de suferință. Da, a fost foarte greu, pentru că eu am început nu cum se începe de obicei, adică n-am făcut un liceu, n-am făcut o facultate, am început ca un muncitor, porma am făcut un liceu seral și porma după mulți ani de zile am făcut și facultatea.
Tocmai că problema, după ce am avut expoziția la Paris, nimeni nu m-a pus problema că dacă sunt un profesionist sau dacă sunt un artist consacrat în România. S-au uitat la lucrările mele și chiar ei au fost cei care mi-au făcut invitația. Adică asta trebuia să spun când am discutat despre Paris. Uh-huh. Acolo, mergând foarte des sus pe Sacré-Cœur, la Place de Tertre, unde sunt pictorii, acel piață, târg de pictori, unde se vin tablourile și pictorii pictează la fața locului, am cunoscut câțiva români, dai noștri, în sensul că erau români și vorbeau limba noastră. Și eu stăteam zile întregi lângă ei și îi admiram și pe ei și pe ceilalți pictori care pictau și făceau portretele. Și au fost câteva zile când am pictat și eu, dar eu pictam la fața locului și la întoarcere treceam pe lângă ei cu lucrările mele, care au fost de asemenea admirate de ei și mi-au propus să expun aceste lucrări într-o galerie care mi-au indicat ei. M-au și primit, adică am fost primit în rândul lor, am fost câțiva ani de zile membru artiștilor de pe Place de Tertre, am avut și câteva expoziții cu ei și chiar una dintre expozițiile a fost o expoziție dedicată lui Dalí. Dalí având acolo o expoziție permanentă lângă Place de Tertre, unde a avut Dalí vreo 5 lucrări și unde am expus și eu câteva lucrări, care chiar am o casetă cu aceste lucrări. Și nu te-a întrebat nimeni de diplome? Tocmai aici vreau să ajung, nimeni nu m-a întrebat de diplome. Au văzut lucrările, le-a plăcut foarte mult și tot a mers foarte bine, foarte bine, chiar am fost foarte mulțumit și la Paris, cum v-am spus și înainte, am văzut lucrări, dar nu cu Parisul. Dar problema, întrebarea a fost cum am răzbit prin... Și cum se poate răzbi în meseria asta? Adică a fi artist plastic, profesionist, a trăi cât se poate din asta? Eu la asta am un singur răspuns, care este munca. Numai prin muncă. Foarte, foarte muncă. Este într-adevăr nevoie de talent, că ai să spune că talentul ori este, ori nu este, că dacă este poți să mergi, dacă nu este, n-are rost, dar dacă nu muncești, atunci iar n-are rost, pentru că fără muncă și fără... Și au fost probleme că nu eram eu acceptat, dar toate astea pe mine nu m-au interesat, ori și cum nu renunțam la marea mea pasiune, care fiind pictura și pot spune și sculptura, pentru că tocmai aici și în acest domeniu am făcut ceva în Arad. Dar sculptura este o muncă fizic, este și mai mult mai greu și necesită foarte multe scule, spații și e mult mai greu decât pictura. Am rămas la pictură, aici în atelierul meu pot să mă descurc fără foarte multe investiții. Spune-mi câteva, povestește câte ceva și despre experiența ta ca și sculptor. Din câte știu, ai... făcut statuia Sfântului Nepomuc de pe episcopiei, ai mai lucrat împreună cu Buculei și cu Dumitru Șerban. Da, într-adevăr, am lucrat cu ei, dar asta nu înainte de a lucra la o întreprindere de monumente funerare și aici am învățat meserie, că înainte de a fi artă, tot este meserie. Și am început cu de jos, în sensul că piatra se șlefuia cu piatră de polizor, se șlefuia manual și nu existau flexuri ca și acum, nu existau mașini, bor mașini și tot felul de mașini de șlefui și de... Și am prins fiecare mișcare, fiecare nuanță a pietrei și orice mișcare care se face, de la bătrânii meseriași și cum mai spus mai înainte, Dumitru Șerman, Ioan Tolan, Livia Cerianschi, la care am lucrat ca cioplitor mulți ani de-a rândul, am lucrat alături de ei. Mihai Buculei a fost într-adevăr unul dintre sculptorii care, de la care am avut de învățat, am lucrat la Fântâna Moților la Buteni, unde o vară întreagă am lucrat alături de el, unde am învățat, am deprins foarte multe lucruri, drept dovadă că am reușit să fac statuia Sfântul Ioan de Nepomuc.